Vă salut, dragii mei! Bine ați venit din nou pe canalul meu. Vă invit astăzi să lucrăm un antrenament cu greutăți. Dacă nu aveți astfel de greutăți acasă, puteți foarte bine să înlocuiți cu două sticle de apă, fie de jumătate de kilogram sau de un litru, fiecare cât poate. Vor fi câteva exerciții în picioare, dar și pe saltea, așadar să aveți la îndemână și o salteluță. Eu nu am nevoie. Acest antrenament se adresează atât începătorilor, dar fiecare face cât poate, dar și celor intermediari. Nu putem să facem toate repetările, facem mai puține, reducem numărul de repetări, nu putem să facem un exercițiu, rămânem la exercițiul precedent. Așadar, haideți să începem. Mai întâi am să las greutățile deoparte, vreau să ne încălzim puțin, rotăm umerii spre înapoi și spre înainte. Bun, rotăm, punem palmele pe umeri și rotăm spre înainte și spre înapoi. Înclinăm trunchiul într-o parte și în cealaltă, deopotrivă și șoldurile, da? Și acum rămânem pe loc, fără să mișcăm șoldurile. Palmele la ceafă, întoarcem trunchiul stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și cu brațele întinse, mișcarea este mult mai amplă, lăsăm brațele să meargă atât cât se poate. Perfect, ridicăm un genunchi la piept, tragem talpa în flexie, tragem sus. Minunat, ne ridicăm sus pe vârfuri, sus pe vârfuri. Flexăm genunchii și ne ridicăm, flexăm, ne ridicăm, pentru că urmează să folosim toți mușchii. Perfect, rămânem aici cu palmele pe genunchi și conducem genunchii, îi rotăm spre interior și spre exterior. Dacă nu reușim să facem acest exercițiu, încercăm să apropiem picioarele și să duc ambii genunchi într-o direcție și apoi în cealaltă. Perfect, depărtăm picioarele, aplecăm trunchiul și arcuim. Dacă nu reușim cu picioarele întinse, flexăm puțin genunchii, flexăm și mergem până jos. Până jos, arcuim. Până jos, braț, picior opus, stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul. Perfect. Ghemuit, arcuim și ne ridicăm și depărtăm. Da? Hai să încălzim, să fiu sigură că încălzim articulațiile. Rămânem aici, pumnul strâns și rotăm din poanie, da? Spre înainte, că vom avea exerciții și la sol și spre înapoi. Și coatele, fie simultan spre înainte, nu coborăm cotul, dar rămâne la acest nivel. Dacă reușim și spre înapoi, alternativ, dacă reușim și spre înapoi, bun. Apropiem palmele, încleștăm degetele și încercăm să mișcăm din încheietură și spre înapoi. Și joc de gleznă și imediat ne luăm greutățile. Joc de gleznă și ușor, ușor sărim stânga-dreapta, sărim și lovim șezuta, lovim ușor șezuta, punem sângele în mișcare și ne pregătim pentru ce urmează. Perfect! Ne luăm greutățile și începem. Depărtăm picioarele la mai mult de nivelul umerilor și vârfurile ușor în exterior. Flexăm genunchii și ne ridicăm. Flexăm și ne ridicăm. Haideți, sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Perfect.
Bun, acum cât se odihnesc picioarele, alternăm, brațele rămân lângă trunchi și ridic un braț din antebraț, lucrăm, da? Spatele drept, alternăm stângul dreptul, brațul stâng și brațul drept, jos, sus, jos, sus, jos, spatele drept, încercăm abdomenul încordat, ținută frumoasă, da? Reducem numărul de repetări dacă nu reușim, da? Perfect! Următorul exercițiu, pășim spre înapoi. Atenție, nu ne trântim, dacă de aceea avem mușchi, încercăm să ne ducem jos din mușchii picioarelor. Pășim odată cu un picior, odată cu celălalt și 1, sus, 2, sus. 3. Încercăm picioarele să le menținem la același nivel cu șoldurile, da? Nu pășim spre înainte, ci spre înapoi. Haideți! Facem câte putem fiecare, da? Perfect! Depărtăm picioarele, tot așa vârfurile orientate spre exterior, flexăm puțin genunchii, și coatele sunt la nivelul umerilor. La nivelul umerilor apropiem coatele și depărtăm genunchii, rămân flexați. Spatele drept, abdomenul încordat. Bun, și merg sus. Sus și revin. Sus, revin. Nu mai reușesc să stau acolo în menținut. Întind picioarele, da? Dar continui din brațe, continui din brațe și combinăm. Lateral, apropii, sus, lateral, apropii, lateral, sus, lateral, apropii, lateral, sus, lateral, apropii, sus. Bun. Și ultima, sus. Scutură picioarele, vă arăt, vă odihniți, pășesc tot așa spre înapoi, dar de data asta așezăm sticluțele pe umeri. Așezăm sticluțele pe umeri, odată un picior, odată celălalt. 3, 2, 1 și 1, sus. Nu ne trântim, da? Avem grijă, ne punem mușchii la treabă, nu de alta, dar putem să facem ceva la rotulă, da, să ne accidentăm. Așadar, ne punem musculatura picioarelor la treabă. Încă două, și pe un picior și pe celălalt. Perfect. Acum cu un braț, mențin celălalt braț și lucrăm triceps. Duc brațul până la ureche. Și nu depășește urechea, da? 3, 4, 5, 6, 7 și schimbăm celălalt. Mă ajut cu brațul, dar să fiu sigură că și sigur că nu depășește urechea cotul. Încerc cât pot, doar din antebraț, spatele drept, doar din antebraț. Se pendulează sus și jos. Da? Perfect! Din nou depărtăm picioarele, vârfurile în exterior. Din nou așezăm greutățile aici la piept și coborâm și ridicăm. Lent, sus, lent și arcuim acolo. 1, 2, 3, sus, haideți, 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3 și ultima, 1, 2, 3, las brațele pe lângă corp, până ne odihnim la picioare, trag palmele aici, brațele sub bărbie și coborâm.
1, jos, 2, jos, 3, jos, 4, jos, 5, jos, 6, jos, 7, jos, 8, perfect. Din nou vom păși spre înapoi. Avem brațele aici pe umeri. Pășesc înapoi, cobor, ridic, jos și sus. Celălalt, jos, întind braț, jos, revin și 1, 2, 3, revin, sus. 1, jos, sus, bun. Lucrăm cu picioarele, da? Cu mușchii picioarelor. 2, 3, revin și ultima, jos, sus, revin, bun, scuturăm picioarele, deocamdată lăsăm greutățile deoparte, v-am spus că avem nevoie de salteluță, ne așezăm în planșă înaltă, în planșă înaltă, aici, cine nu poate să stea, știu, de încheieturi, putem să ne așezăm pe greutăți, să ne fie mai ușor și pășesc. Odată cu un picior într-o parte, odată cu celălalt, tragem burtica în sus, da? Să nu fim în extensie și începem. 1, 2, hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atenție cum ne ridicăm, lăsăm genunchii jos. Bun. Și ne ridicăm din nou brațe. Acum lucrăm, vârfurile sunt spre exterior, lucrăm simultan. Lăsăm picioarele întinse, nu mai stăm în flexie. Ne odihnim la picioare. Simultan, concomitent, deodată. Coatele rămân lipite lângă trunchi. Lucrăm biceps. Inspir și expir și arcuiesc. 1, 2, jos. 1, 2, jos. 1, 2, jos. 1, 2, jos. Din nou ne vom așeza și facem abdomene. Lăsăm greutățile deoparte. Perfect. Ne așezăm culca dorsal. Ridicăm un genunchi, braț, picior opus, braț, cot, genunchi și ridicăm. Haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mergem până la 10. Perfect! Acum ridicăm tot așa trunchiul, brațele le lăsăm pe lângă corp. Și simulez ca și cum aș vrea să ating călcâiul, cine reușește bine, cine nu, doar simulăm. Hai, 3, 2, 1, bun, 5 secunde pauză, vă arăt, unghi de 90 trunchi, coapse, gambe, ridicăm trunchiul cu palmele la ceafă, 3 la ceafă, revin, sus, întind, la ceafă, jos. Pregătim? Și 1, 2, 3, jos. 1, 2, picioarele rămân nemișcate, da? 2, 3, jos. Sus, întind. Izometrie, stăm acolo, da? Și izometrie, stăm. Bun. 3 secunde pauză. 3, 2, 1, tot abdomene, ridicăm trunchiul, stăm în izometrie, trag un genunchi la piept și celălalt e întins. Și 1, 2, încercăm să menținem spatele lipit de covor. Dacă nu e lipit de covor, înseamnă că ceva nu e bine. Ne oprim, mai bine ne oprim, da? 3, 2, 1, bun! Ne relaxăm,
imediat mai avem o singură serie de abdomene. Ne așezăm pe antebrațe, fie pe antebrațe sau pe palme, palmele orientate spre noi, da? Spre șezută și ușor flexate brațele, da? Ori pe antebrațe, cum vă spuneam. Genunchii sunt ușor îndoiți, încercăm să rotunjim spatele, da? Să nu forțăm coloana. Deci am spus pe antebrațe sau pe palme. Haideți! Și încrucișăm și stăm acolo. Tot izometrie, doar brațele, doar picioarele lucrează. 3, 2, 1. Încă un pic. Când nu mai putem, mai facem încă două, ok? Super! Ne relaxăm. Inspir, expir. Ne așezăm puțin pe burtică și pe antebrațe. Și lăsăm aici să se întindă abdomenul. Inspir, expir. Inspir, expir. Perfect. Ne așezăm pe o parte. Picioarele sunt drepte. Linie dreaptă cu corpul. Cotul să fie exact sub umăr. Palma, degetele întinse și să fie spre înainte. Și ridicăm bazinul sus și încercăm aici să arcuim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai încă un pic, 8. Nu ne trântim, dar încercăm să punem mușchii la treabă. Și din nou pe partea cealaltă, cotul nu uităm sub umăr, degetele răsfirate, palmele spre înainte și sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Ne așezăm din nou în planșă, dar de data aceasta nu planșă înaltă, pe antebrațe. Rotunjim spatele mult, da? Evităm să stăm cu șezuta sus, cât putem. Sprijin pe degete, da? Coatele cât mai mult sub piept și punem mușchii abdomenului la treabă. Aici când ne ridicăm, hap, ne ridicăm. Și întind un braț sus și celălalt sus. Dacă ne e greu cu brațul întins, punem palma la cea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Așezăm ușor capul pe spate, ne relaxăm. Inspir și expir. Inspir și expir. Ne așezăm pe o parte. Brațul de dedesubt. Genunchii sunt ușor flexați, îndoiți brațul de dedesubt, încerc să prind aici, simulez, da? Că ating omoplatul, brațul de sus vine în față și încerc să mă ridic pe braț. Hai, 1, 3 de fapt și sus, încercăm doar în braț, da? Folosim brațul, mușchii brațului. Hai, sus. 6, 7, 8 și schimbăm în partea cealaltă, 3, 2, brațul de dedesubt, prind omoplatul cu brațul de deasupra, genunchi îndoiți și începem, 1, jos, 2, jos, 3, jos, 4, jos, 5, jos, 6, jos, 7, jos, 8, jos, grozav, scuturăm brațele, o să luăm greutățile din nou, le avem la îndemână, lăsăm sprijin pe călcâie, dar genunchii sunt îndoiți și trunchiul ușor spre înapoi, cu greutățile le mut stânga-dreapta.
Pregătim. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămânem aici și lovesc cu pumnul spre înainte și încrucișez cât pot, las trunchiul pe spate și înainte, 2, 3, 4 și încrucișăm, încrucișăm, perfect, și duc brațele sus și cât pot ridicăm picioarele și stăm acolo în izometrie, 3, 2, 1, încă puțin, yeah, bravo! Ne odihnim, o să ne așezăm din nou în planșă. V-am spus, dacă nu reușiți, doar că acum o să ridicăm brațele, nu știu cum o să facem. Planșă înaltă și o să atingem cu palma umărul celălalt. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine mai rezistă, mai rămâne aici. O să lucrăm cu picioarele. Duc piciorul în lateral, sus, îl pun în lateral pe toată talpa și 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! Ne întindem aici capul pe spate. Minunat! Și un ultim exercițiu la brațe, că toți suntem pe genunchi. Înclinăm foarte puțin trunchiul. Cine nu reușește să așeze șezuta pe călcâie, vă rog, vă așezați ceva aici între coapse și gambe, da? Și tot trebuie să înclinăm puțin trunchiul și de aici, de la șezută, se ridică în sus. Brațul întins și nu depășește șezuta. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scuturăm brațele, vă arăt. Tot în această poziție, coatele rămân lipite de trunchi, lucrăm doar din antebraț. Încercăm să nu mișcăm brațele, da? Cotul rămâne lipit de trunchi și doar pendulăm antebrațul. Pregătim. 3, 2, 1 și începem. Și 1, întind. 2, întind. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mergem până la 10. Fiecare până unde poate, da? Putem 3, 3 facem. Perfect! Scuturăm brațele. Scuturăm brațele. Fără greutăți. Minunat! Bun, acum luăm gantărele, sticluțele, da, ce avem, și duc brațele în lateral. În lateral până la jumătate și revin. Spate drept, umeri, paravertebral, zona superioară a spatelui, da? Perfect! Rămânem acolo și menținem 3 secunde, după care duc înainte, lateral, înainte, lateral. 3, 4, 3, 2, 1! Aici lipesc coatele, palmele sunt în exterior, sus, revin, sus, jos, ating trunchiul, ating trunchiul. 2, 1 și încă una, perfect, nu dăm jos gantelele, așa cum suntem, înclinăm trunchiul, revine într-o parte și în cealaltă. 1, revin,
2, revin. 3, revin. 4, 5, 6, 7, 8 și 4 doar într-o parte. 1, 2, dacă dorim, putem să punem gantele în ambele mâini și schimbăm. 1, 2, 3, perfect. V-ați descurcat grozav. Scuturăm brațele, scoatem un picior în lateral și ne îndoim pe piciorul lateral. Inspirăm și expirăm. Cum vă simțiți? Parcă mușchii sunt mai prezenți, da? Picioarele rămân neschimbate, doar direcția trunchiului o schimbăm și ne înălțăm poziția aici cu ceva, da? Cine reușește merge până jos. Așezăm șezuta pe călcâie, rotunjim în spate, atinge cu fruntea genunchii. Inspirăm și expirăm. Perfect. Schimbăm piciorul celălalt în lateral, înclinăm trunchiul pe picior. Încercăm să ne revenim. Schimbăm direcția trunchiului. Sprijin pe palmă, palma sub umăr, da, nu ne ducem nici înainte, nici în spate, exact în lateral, să ne fie comodă poziția. Teoretic așa ar trebui, asta înseamnă că stăm corect. Ne așezăm din nou pe genunchi. Ne întindem cu brațele spre înainte, capul între brațe. Perfect, prindem palmele la spate, scoatem pieptul spre înainte, să lipesc omoplații, capul pe spate. Așezăm bazinul pe călcâie, capul între brațe, rotunjim spatele. Super, scoatem un picior spre înainte, sprijin pe genunchi și pe talpă, cât putem, ducem. Mișcarea este din bazin, trunchiul rămâne pe loc, nu se apleacă, da? Încercăm doar să deschidem bazinul. Stăm puțin aici, brațele sus, cine reușește. Perfect, și schimbăm celălalt picior, talpă, sprijin pe genunchi, spatele drept, doar din bazin, spre înainte, brațele sus. Și stăm acolo. Perfect. Din aproape în aproape, sprijin pe tălpi și din aproape în aproape mă ridic, rotunjim bine spatele, rotunjim, rulăm spatele vertebră cu vertebră și ne îndreptăm și rotăm umerii spre înapoi și încă o dată rotăm. Și încă o dată, inspirăm și expirăm, perfect. Duc brațele sus, prind palmele și ne întindem mult în tavan, mult, mult. Dacă reușim, ne ridicăm și pe vârfuri, încordăm abdomenul, ne păstrăm echilibrul, ne uităm într-un punct. Super, înclinăm trunchiul într-o parte. Rămânem cu brațele acolo sau ne sprijinim de picior și schimbăm în partea cealaltă. Nu săriți peste etapa aceasta, că e importantă, ok? Bun. Scuturăm brațe, scuturăm picioare și să văd cum luăm tot aerul din lume împreună. Inspirăm și mult pe nas și expirăm. Și din nou. Și expirăm. Dragii mei, asta a fost tot. Tare vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și data viitoare să mă însoțiți în antrenamentele mele și trag nădejde că și reușiți să le duceți până la final, așa fiecare în ritmul său
și cu potențialul său. Apreciez efortul vostru, vă mulțumesc că îmi scrieți, vă mulțumesc că mă urmăriți. Până data viitoare vă doresc mișcare multă, sănătate deopotrivă și să auzim numai de bine. Pa, pa!